Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii olteni vor acționa pentru prevenirea evenimentelor produse, în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane mai mare de 8+1 locuri și de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. O astfel de acțiune a avut loc și în această dimineață la podul Olt, unde polițiștii au oprit și controlat în trafic mai mulți șoferi. În această săptămână se desfășoară acțiunea Track and Bus. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt vor opri pentru control autobuze, microbuze, precum și alte autovehicule destinate transportului de marfă și persoane. Printre alte nereguli, polițiștii au depistat în trafic un bărbat care conducea un tir având ITP-ul expirat. Bărbatul a fost nevoit să predea polițiștilor plăcuțele de înmatriculare. Și șoferul unui microbuz care mergea la Craiova a fost sancționat cu 1000 de lei, întrucât niciunul dintre pasageri nu purta centura de siguranță. Domnul conducător auto, avem o acțiune pe transport marfă. Vreau să verific la dumneavoastră documentele. La marfă, documentele la mașină și pe semiremorcă, da? Deci dublați constant 7-8 secunde, da? Suficient? Zero. Cum vi se pare această acțiune a poliției? E normală. Normală. Din când în când trebuie făcut câte ceva. Zero. Până la sfârșitul săptămânii, inclusiv duminică, polițiștii vor fi prezenți pe străzile din județ și vor verifica autobuze, microbuze, precum și alte autovehicule de transport persoane sau mărfuri, care vor fi oprite în trafic. Șoferii sunt de acord cu faptul că astfel de acțiuni sunt normale și chiar benefice.